v-am regăsit, dragii mei, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carlin Marian, iar în episodul de astăzi vreau să discutăm despre o problemă cu care, de-a lungul timpului, cred că v-ați confruntat cu toții care ați avut grădină și, respectiv, lalele în grădină. Și anume, de ce dispar la un anumit interval de timp lalelele din grădină? Ei bine, pentru asta ar trebui să mă urmărești în minutele următoare ca să descoperim împreună, de fapt, care este secretul acestei probleme. Ei bine, atunci când primăvara dă năvale în grădină și evident încep să înflorească și lalelele, faci de seamă la un moment dat că nu mai apar lalelele care le aveai acum 2, 3, 5 ani în urmă. Ei bine, trebuie să-ți spun că este bine ca, dacă nu în fiecare an, măcar la 2 ani, după ce florile se trec, să îndepărtezi cu o foarfecă inflorescența trecută, să lași frunzele să se usuce de la sine, astfel încât toată energia pe care au acumulat-o să se scurgă efectiv în bulb, și în momentul în care frunzele s-au uscat, să le scoți întreg bulbul, să-l scoți din pământ, să-l lași la uscat și să-l păstrezi într-un săculeț de hârtie până în toamnă, până în octombrie. Dacă nu faci acest lucru, să știi că în timp bulbul de la lea se afundă. Vei vedea la un moment dat, dacă ai bulbii care i-ai plantat de ceva timp în urmă, poate 5-10 ani, să constați că în momentul în care vei încerca să-i scoți la casma, ei sunt foarte afundați în pământ, poate ajunge la o adâncime de până la o jumătate de metru, îți vine să crezi? Ei bine, la un moment dat nu mai are energia suficientă ca de la o jumătate de metru adâncime să ajungă la suprafață. De aceea este imperios necesar ca măcar o dată la 2 ani să scoți bulbii și să-i păstrezi până în toamnă. Ei bine, îi păstrezi până în toamnă într-un loc răcoros, într-un săculeț de hârtie, așa cum ți-am spus, și în toamnă, prin octombrie, să îi plantezi oarecum superficial. Să știi că o adâncime de 6 până la maxim 10 cm este suficientă această adâncime, astfel încât să-i protejeze de îngheț și să nu se afunde foarte, foarte mult până la un interval de 2 ani de zile. Evident că în condițiile în care bulbul se multiplică, vom avea bulbii care nu vor înflori probabil în anul următor, îți recomand ca în fiecare toamnă, după plantare, să împrăști și un praf de oase. Praful de oase ca fertilizant este foarte bun și asigură o nutriție bună, odată cu ploaia, va ajunge în sol și atunci va hrăni bulbul. Ei bine, dacă toamna este mai secetoasă, îți recomand ca pe o perioadă de până la 3-4 săptămâni să uzi solul dacă ai împrăștiat și ceva praf de oase, astfel încât să poată ajungă la nivelul bulbului. Așadar, secretul stă ca odată la 2 ani măcar, hai, dacă poate să fie și 3 ani de zile, dar să nu uiți că trebuie să-i scoatem din pământ astfel încât ei să nu se afunde. Dacă respecti această cerință, să știi că vei avea aceleași lalele mulți ani la rând. Cam acestea sunt informațiile legate de dispariția lalelor din grădină. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, te aștept și pe Facebook, în Carli, expertul tău în plante, de asemenea pe Instagram, Carli Marian. Până data viitoare, numai bine și să ne revedem cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor.